Mă aflu în reședința și în compania unui nobil veritabil și nu este o titulatură formalistică, nu are formalism, pentru că este vorba de fapt de o demnitate moștenită, Casa Bălăceanu Stolnici. Bună ziua, domnule academician, vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră și în preajma dumneavoastră, plecând înapoi nu într-o poveste care ar fi ficțiune, ci în trecut. Așa explic emoția acestei nostalgii. Este un trecut pe care, din păcate, mulți dintre noi doar ni-l reactivăm uneori în preajma unor personalități ca dumneavoastră. Suntem aici pentru că vrem să aflăm mai multe, domnule academician, despre, în instanță, despre Argeș, de ce nu, despre legătura dintre Bălăceanu Stolnici, iată, și Argeșul copilăriei și adolescenței sale. Da, eu am trăit la Stolnici, în sudul județului Argeș, din 1931 până în 1941, când am revenit în București ca să mă înscriu la Facultatea de Medicină. Și am trăit în sat, viața rurală din această epocă. Știm că era vorba de contextul unei crize economice, așa încât cred că unul din factorii care au determinat plecarea noastră de aici a fost presiunea exercitată de criza economică din 29-30. Și atunci, din prudență, tata s-a retras împreună cu bunicii mei, cu noi, cu mama, personalul pe care le aveam, și am dus o viață foarte fericită la Stolnici. Într-un mediu care astăzi nu mai există, pentru că, după cum știți, viața rurală s-a schimbat radical în ultimii ani. Eu am pregătit un material și cred că o să public, ca urmare a volumului pe care l-am publicat acum despre amintirile mele în legătură cu Bucureștii anilor 30, am pregătit un volum cu, în legătură cu amintirile mele despre Stolnici și Pitești din perioada aceasta a anilor 30. E extrem de interesantă din punct de vedere antropologic, pentru că reînvie obiceiurile, stilul de viață, mentalitatea, vestimentația, felul de a trăi al oamenilor într-o comună, e adevărat o comună mai răsărită, mai bogată. Așa vă amintiți? Era o comună bogată? Da, a fost o comună mai bogată, fiindcă pământul era foarte productiv și mai era și calea ferată. Dar să știți că o cale ferată reprezintă nu numai posibilitatea de călătorire, dar și posibilitatea de a găsi de lucru. Aproape, la sfatul bunicului meu, aproape fiecare familie avea un membru al familiei funcționar la căile ferate. Asta înseamnă pătrundere de panlichiz în viața de la țară, fiindcă pe vremea aceea... Nu era televiziune, hai să spunem așa, nu era presă, nu era... Nu, dar nu erau... Ei nu aveau posibilitatea așa de ușoară să obțină bani lichizi. Și de așa existam salariul lor, pensiile lor și prin călătoriile pe care le făceau, evident că orizontul cultural al satului se deschise foarte mult. Pentru că radio erau, dacă erau 3-4 radio și restul, presa pe care nu o citea toată lumea, toată viața se petrecea în spațiul respectiv. Erau oameni, eu am cunoscut oameni la țară care ajunseseră la vârsta de 60 de ani fără să fi părăsit odată comuna. Mi-aduc aminte, în urmă cu ceva timp, ați fost în Stolnici, la 90 de ani, când ați împlinit și vă dorim mulți înainte, și i-ați strigat pe nume. I-ați numit pe cei pe care vi aminteați. Pe unii dintre ei mi-am amintesc. Din nefericire, așa fiind la vârsta de-a mea de 90 de ani, aproape toți contemporanii mei au plecat. Și nu i-am mai regăsit. Dar sunt copiii lor pe care îi mai țin minte, fiindcă am și o memorie specială și, pe urmă, e o perioadă, vârsta aceea, e o perioadă în care memoria funcționează foarte bine, înregistrează lucrurile și se păstrează. Așa că am amintiri și despre oamenii de acolo. Haideți să vedem cum era legată familia dumneavoastră exact de sat. Cum era implicată? Știu că era vorba și de implicare în viața socială a comunității, în primul rând. Era o doctrină pe care o aplicase în familia noastră, după câte am putut eu să citesc, încă de pe vremea banului Bălăceanu. Asta înseamnă în perioada fanariotă. O idee paternalistă. Adică proprietarul trebuia să aibă grijă de comunitate. Asta pentru că pe de o parte își proteja mâna de lucru și pe de altă parte pentru că corespundea unei anumite etici. Corect. Prelua responsabilitatea.
Și încă o dată asta a fost această legătură directă care s-a manifestat în timp în ajutorarea tuturor celor care se găseau în condiții proaste. Eu mi-aduc aminte, era cât un om sărac, îi mânea vaca, hai, tate, hai, îți dau eu o vacă și am vedea noi ce facem mai pe urmă. Le dădea la cei săraci lemnele, pe gratis. Și le-a construit instituțiile, școli. Vreau să știți că la Stolnici era școală încă după vremea Fanariotă, făcută de Banu Bălăceanu și care s-a menținut până în 1977, când clădirile făcute de către bunicul meu au căzut epizate de timp și s-au făcut noile localuri. După aceea, spitalul, adică dispensarul. Și un alt cadou pe care l-au făcut ai noștri e calea ferată, pentru că ați văzut că ea nu merge normal. Ar fi trebuit să meargă în lungul șoselei, pe Teșlatina, pe drumul cel mai scurt. Ea face un ocol, trece pe la Costești, se întoarce pe la Stolnici, Corbu, Potcoava și merge la Slatina. Ocolul ăsta a fost făcut prin trafic de influență la sfârșitul secolului XIX. Prin lobby. De către bunicul meu, da. Bun. A fost un lobby foarte puternic, în care s-a și speculat un accident de vânătoare. Unul dintre șefii de la calea ferată împușcase și rănise foarte grav administratorul mașinii, un domn Hagianov, și atunci el s-a simțit obligat față de bunicul meu și iată că până la urmă statul a beneficiat de acest tren care a reprezentat un lucru pozitiv în evoluția satului, în exploatarea agricolă, să putea exporta foarte ușor grânele, în exploatarea pădurii. Și era un catalizator, practic, pentru viața era un catalizator. Toată viața economică. Și o interfață de legătură cu lumea urbană. Corect. Biserica, a foarte, foarte mult. Biserica, de asemenea, știu că familia... Biserica este a familiei, da. Bălăceanu. Biserica a fost a familiei și are tablou votiv al familiei, pe care țăranii l-au refăcut după ce s-a deteriorat cel vechi. Așa că asta a fost iarăși un lucru pe care tata Banului Bălăceanu l-a făcut-o, a început-o pe resturile unei vechi biserici, pe urmă Banul Bălăceanu a refăcut-o și pe urmă bunicul meu a făcut ultima completare în care este în momentul de față prezent acolo. De-aia e înmormântat acolo. Ați plecat de la București cu toată familia, cum spuneați. Ați plecat da. Cu guvernante, da. Ați plecat cu tot ce însemna personal pentru o casă boierească de viță. Da, la început și după aceea mama a optat să ia fetele din sat. Era un dublu avantaj. Întâi că le cunoștea, comportamentul lor era controlat chiar și de sat. Știți că satele românești sunt foarte transparente. Fiecare știe ce face celălalt. De desibire de satele ardelenești care sunt închise, nu vezi nimic în curți, satele din vechiul regat sunt cu totul altfel gândite. Deci avea sub control și formă în casă să dea de mână de lucruri celor de acolo. Așa că noi am avut timp de 10 ani personal stilat de către mama, care serveau la masă, știau să regulile de protocol când venea cineva străin la noi, învățaseră tot. Și care în zilele mai importante se îmbrăcau în costume naționale, așa că noi am folosit acest personal. Studiile știu că le-ați făcut în mod în particular, sigur. În particular, conform regulamentelor de atunci. Aveați învățători, profesori pe care veneau de la București? Întâi am avut învățătorii de acolo. Erau două învățătoare extraordinare. Doamna Cecilia, doamna Gherghina. Una era de la Craiova, una era de pe nordul județului. Care stăteau împreună și locuiau împreună într-o casă care era la noi în curte. Era o casă veche, rămasă de pe vremea Fanariotă, care nu mai există acum și locuiau acolo. Le dăduse tata, nu? Și ele ne-au pregătit, erau foarte bine pregătite. Mai ales Cecilia făcuse studii la Craiova, vorbea franțuzește curent, fusese foarte prietenă cu Radu Gir și erau oameni care ne-au învățat. Și după aceea aducea pentru meditație profesor de liceu Brătianu din Pitești. Deci aveați un program ca orice copil, de 4-5 ore? A, nu, mai greu. Mai greu? Fiindcă tata era de educație germană. Și mama era așa, de origine germană. Și atunci aveam dimineața 3-4 ore de studii individual, după masa, cu profesorii sau cu învățătorii. Și asta fiecare zi de lucru în perioada de școlară. Sâmbăta, duminica, vă permiteau... Da, duminica era liber.
liber. Duminica liber, sărbătorile erau libere și perioadele de vacanță oficiale. Era o perioadă în care, într-adevăr, ați trăit mai cazon, ați spus. Am avut un regim mai cazon. Mai cazon. Mai cazon, dar uite că ne-a servit. A, în mod clar. Hora satului, despre care vorbiți ca despre o instituție, o instituție. Da, clar. era o instituție foarte veche. Ați prins-o, nu-i așa? O, cum să nu am dus? Da, ați satul, și jucat-o. Hor, am și jucat-o, ei, va bine că nu. Mai ales că hora se făcea, erau mai multe posibilități. De cele mai multe ori se făcea la noi, ori la noi în curte, ori la în curtea fermei. Și mai era o variantă a unui cărciumar, dar care avea curtea tot lângă noi, așa că era foarte aproape. Asta până în perioada războiului, când Antonescu a interzis horele. Spunând că nu este moral ca oamenii să danseze când alții mor pe front, da? Hora se făcea atunci într-o poiană a pădurii. Și toată lumea știa. Ca să fie vizibilă, da. Toată lumea știa și se ducea acolo, deci hora a continuat. Povestiți-ne, asta ne interesează foarte mult. Ce înseamnă hora jucată de un boier? Nu, nu asta era important. Hora, da, era pentru... hora era o instituție în care sunt toți tinerii dansau, dar bătrânii erau prezent, supravegheau toată reuniunea aceasta și era locul unde se făcea socializarea. Vedeți, la cârciumă mergeau mai mult bărbați, rar mergeau femeile. Tinerii nu prea mergeau. Discotecă, baluri, din acestea nu prea erau. Și atunci singurul loc de socializare era hora, dar care era oarecum ritualizată. Intrarea la horă, prima oară când mergeai la horă, era un adevărat rit de trecere, care era bine controlat de către bătrân. Nu putea să intre oricine, dacă avea o anumită încorcătură morală negativă, nu era primit în horă. Străinii nu erau primiți în horă, adică era o structură destul de izolată din punct de vedere antropologic. Și dansurile respective erau dansurile tradiționale. Eu, că la urmă, mai începuseră câteva scăpări, așa, cât un tango, cât un vals, dar nu prea erau populare. Se dansau vechile sârbe, hore, perinița care era. Perinița. Da. Și cei care, într-adevăr, gestionau toată chestia aceasta erau lăutari. Lăutari de profesiune, toți romi, de acolo, în locul respectiv, care știau și părțile muzicale, știau și ritualurile, știau tot. Deci hora a fost o instituție, nu numai un element de distracție. Toate cunoștințele se făceau acolo, acolo se încheiau căsătoriile, acolo se petreceau toate dramele. Toate dramele satului și da, totul toate dragostele ascunse, cum spuneau. Totul se petrecea acolo. Ați intrat în horă și ați învățat de la prieteni, aveați putea să-i numiți prieteni? Nu, am învățat acasă cu servitoarele. Hora ați învățat-o în casă cu servitoarele? În casă cu servitoarele, sigur că da. Păi, dar ce era să faci? Erau tinere, dansau și ele, și pe urmă dansam acolo cu ele. Și cum v-au primit copiii de rând? Vă primeau, aveați prieteni? Erau prieteni într-un fel sau nu era permis? Nu, eram, ne jucam împreună. Vă jucați împreună? Ne jucam împreună, dar știți că copiii la țară erau destul de munciți. N-aveau timp de joacă. Întâi că mergeau la școală. Să uite, eu am avut o discuție și cu Eugen Simion. Eugen Simion spunea, ce vorbești la țară? Țara nu era în alfabet. La țară nici nu există în alfabet. Toată și vorbim de anii 30? Vorbesc de anii 30. Nu existau. Și m-am uitat în cartea asta, care am scos-o cu frații Motrenu. Școala exista de la început, de pe 1820 și 1830 s-a făcut școală. Deci există. Mergeau la școală. Și să știți că erau ore de dimineață și erau ore după masă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte și părinții munceau. Așa că ei nu prea aveau timp de joacă. Ai mai scăpa câte unii, așa. Decât tot la horă era locul unde se relaxau și ei. Încă o întrebare. Știu că ați învățat și una dintre pasiunile dumneavoastră a fost și automobilismul, într-un fel, da? Ați învățat să șofați la 14 ani pe coclaurile argeșene. Două lucruri. Într-un Chrysler, dacă nu mă înșel, din... Da, era un Chrysler, dar nu la 14, la 15 ani, cred că la 15 ani, da. Am început să conduc mașina, m-a bătat tata să conduc mașina, pe vremea aia regulile de circulație, știți, că erau chiar așa de severe și mai ales erau șosele electronice. Dar la 16 ani am luat mașina din București și m-am dus cu ea până la Stolnici. Asta odată. Și pe urmă am avut motocicletă. Și
cu motocicleta, am mers mult. Am mers mult. Tot ultimii ani de la Stălnici am mers cu motocicleta în statele vecine, mergeam la Pitești, ne întorceam înapoi. Și pe urmă, când am fost până anii 50, am reluat motocicleta și am mers vreo 10 ani de zile cu motocicleta până toată țara. Cum erau tradițiile în seriile mari de Crăciun, de Paște, în familia dumneavoastră la Stolnici? Erau, dacă vreți, era un spațiu public, practic, locuința era, familiei? Era și nu era spațiu public. Curtea noastră era spațiu public. Pentru că tot timpul era agitație. Pentru că erau argații care lucrau acolo, tata care primea, mama care primea, veneau musafiri, veneau cu oameni cu treburi, veneau oameni de curiozitate, mai aveau câte ceva acolo. Tot timpul era lume care intra, ieșa, intra, ieșa. Nu era un spațiu personal. Și sărbătorile erau în familie. Strict în familie. Și, bineînțeles, slujba la biserică și de obicei o masă mai bogată acasă în ziua respectivă. Crăciunul era o sărbătoare mai lumească, hai să spunem așa, chiar și pentru țărani. Începuse să apară pomul de Crăciun. Că pomul de Crăciun nu e o tradiție românească. Pomul de Crăciun nu exista. Țăranii nu aveau pom de Crăciun. Asta este o poveste. Aveau pradul, dar aveau pradul de la nuntă, ceea ce este cu totul altă tradiție, la nuntă și la mormântarea celor necăsătoriți. Dar bradul ca atare nu exista ca tradiție. La noi se făcea bradul și atunci unii s-au contaminat și mai făcea pe aici pe acolo câte un chiabur din acestea sau unul mai îmburghezit, mai făcea câte un brad, dar nu exista. Exista, în schimb, steaua. Copiii mergeau cu steaua. Și nu ca astăzi, copiii de rom care merg și taca, 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 știau să cânte frumos, erau pregătiți chiar la școală, aveau stele foarte frumos făcute de părinții lor, îmbrăcați elegant, în haine naționale, iar spre anul nou era bobota, era sorcova. Deci se respectau aceste lucruri, dar se respectau cu o anumită seriozitate, nu ca un sistem de cerșit indirect. Era ritual. Asta mi-aduc aminte. Iar de Paște? Poftim? De Paști? De sărbătorile pascale? Sărbătorile pascale erau mult mai religioase. Pentru că era toată pregătirea aceea lungă, întâi postul, care postul Paștelui, mult mai serios. După aceea era săptămâna mare cu deniile. Și știți, săranii, mai ales femeile, mergeau la tenis de seară, de seară, de seară, de seară. Asta este o pregătire extraordinară. Și pe urmă era sărbătoarea de Paște, care avea două aspecte. Avea un aspect la biserică, care era slujba respectivă, noaptea, mai era și a doua înviere, nu? Dar după aceea era hora de Paște. Hora de Paște era cea mai importantă, pentru că atunci apăreau novicele. Asta era un lucru. Atunci se făcea ritualul de trecere. Și mai era ceva, atunci toate fetele din sat veneau cu iile noi. Pentru că astăzi nu se mai fac ei, dar pe vremea aceea fiecare fată își făcea ei a ei măsura posibilităților pe care îi le-a îngăduit educația primită acasă. Chiar și femeile noastre de servicii, ele toată iarna lucrau, dar toată procesul asta se făcea pe ascuns, ca să nu vadă și să ia modelul respectiv. Și luau modele din alte sate, le combinau și își făceau iile acelea și pur apăreau și era ca o paradă a modei. Și erau judecate și apreciate în funcție de calitatea ei pe care o avea. Era o problemă asta. Da, într-adevăr. Iată satul, dacă ar fi să vă rog să numiți câteva persoane care, într-un fel, v-au marcat toată dezvoltarea după aceea, ulterioară, din satul Stolnici, de la 1930-1940. Păi toți au dispărut. Nu, dacă ar fi să-i numiți. Păi au fost. În afară de învățători? Erau învățători. Trei învățători. Era, cum v-am spus, doamna Cecilia. Pe urmă, ea s-a măritat cu un învățător, Țărăscu, care mi-a fost meditator și era foarte bun și făcuse și facultatea de filozofie. Deci, vedeți, la ce nivel? Era doamna Gherghina și fusese înaintea lor un profesor, tot așa, de un institutor, învățător, cum vreți să-i spuneți, Glunț îl chema, care era
de tip tradițional, ca și Mihalache umbla numai în costum național, cu mustața respectivă, și care avea un talent nespomenit la caligrafie. De aia toți tinerii de la Slunici aveau un scris foarte elegant, pentru că e obligat să facă caligrafie foarte multă. Era ca o emblemă. Da, da, era ca o emblemă. Asta a fost unul. Pe urmă a fost preotul satului, care nu era din Slunici, era căsătorit cu fata postului preot din sat și care avea o pregătire universitară foarte mare, făcuse o teză la Chișinău, că atunci era o facultate de teologie acolo, despre predicile lui Bossuet în comparație cu cele lui Bordalu. Vedeți ce nivel avea. Din păcate, a avut un necaz foarte mare, a avut o fată foarte reușită care i-a murit de cancer tânără și după aceea nevastă s-a devenit foarte obeză, nu s-a mai mișca. Și la un moment dat a luat foc casa și, încercând să o scoată, au murit amândoi arși în casa lor. Da, era un preot foarte, foarte bine pregătit. Și mai erau doi preoți la Hârsești, o comună alăturată, frații Ponova, iarăși de foarte mare calitate. De aceea erau mai implicați politici, făceau politică liberală, erau și în același timp și preoți și învățători, erau la un nivel intelectual foarte mare. După aceea, sat era farmacistul satului, venit din Pitești. Era macedonian el și avea o nevastă, o frumusețe, și ea farmacistă, și tatăl le-a dat bani ca să-și facă farmacia. El era cu împrumut, bine, și au făcut o farmacie și au stat acolo până când i-a gonit comuniștii din sat. Și au rămas legați el, pe vremea lui Armand Călinescu, a fost primar al satului. Oameni foarte bine, foarte serioși. Erau medici. Am avut un medic, Enescu, îi chema, care după aceea, în timpul războiului, a plecat de sat și s-a dus la Pitești și a avut un cabinet la Pitești și a trăit până foarte târziu. Medic foarte bun. Am avut un medic foarte bun venit din Basarabia, dr. Pascal, care era de o educație spitalicească, era mai nivel mai ridicat și ca un medicină serioasă. Era un doctor Pastia, rudă cu Priboienii de la Ciești. Deci, iată, aveți. Mai era o moașă Butoi, care era personajul principal. După ce o chema Butoi, era și rotundă ca un butoi. Și cu o șaretă, umbla cu șareta peste tot, dar făcea medicină, parac, făcea puncții, făcea injecții, făcea tratamente, ceea ce nu prea era foarte ortodox, dar făcea o treabă de bună calitate în sat. Vedeți, au fost, pe urmă, erau o familie de notabili în sat, familia Filipescu, cu bărăut în fechiul preot. Unul dintre ei era primar permanent al satului și a fost și administrator la noi. Celălalt era pretorul, care strângea dările. Altul avea un magazin, o prăvălie foarte mare. Este universul pe care o să-l regăsim în cartea... Eu scriu acum, o să scriu amintirile mele, dar sigur că... Au fost câteva foarte multe. Eram unul din administrație noastră, Gheorghe Matec, care a avut copii foarte reușiți. Unul dintre ei a devenit farmacist și a fost unul din farmaciști importanți în Pitești. Iată, facem un pas de la Stolnici spre Pitești, că ați plecat, evident, după aceea să vă face studiile liceale, nu tot în mod particular, dar cu profesorul de la Brătianu și acolo ați dat și bacalaureatul. Da. Ce vă amintiți despre Pitești? Ce era târgșorul acesta? Cum arăta? Eram un târg. Nu știu dacă avea 30.000 de locuitori. Era un târg foarte mic. Era cochet? Sau nu puteți numi cochet? Era și nu era. Adică avea farmecurile, din strada mare. Strada mare era cam cum este acum în cartierul nostru istoric, era o prăvălie. Jos era prăvălia, sus era locuința. Și aproape toată strada mare, de la un capăt la celălalt, era dugheană lângă dugheană, dintre care chiar mai mult de un sfert erau evreiești. Erau foarte mulți evrei pe strada mare. După aceea erau vile foarte frumoase, case private foarte frumoase. Care... În ce zone? Poftim? În ce zone? În zonele... Erau și pe strada mare. Spre ieșire sau pe strada mare? Erau pe străzile paralele, pe strada Egalității, sus pe strada Exercițiului. Pormă era pe târgul din Vale, pe strada Teiuleanu, pe bulevardul Brăteanu,
Erau vile extrem de frumoase și cu interioare frumoase. Plafoane frumos colorate, tapete pe mobilă de calitate, tablouri pe pereți, portrete de familie, lustru. Adică era o purghezie de un destul de mare rafinament. Erau avocați mari, așa, care câștigau bani, erau medici de bună calitate, profesorii de liceu care erau altfel plătiți decât astăzi. Și pot să spun că era un oraș cu vile care se mai păstrează și astăzi. Le-am văzut și nu știu cum sunt interioarele lor acum, dar atunci erau absolut de bună calitate. După aceea avea teatru, un teatru care... Chiar pe vremea aceea, dar sigur că mergeam, dar teatrul ăla servea și pentru conferințe. Veneau conferențiari și din străinătate, îi aduceau. A venit directorul Muzeului Louvre de la Paris și a prezentat Muzeul Louvre în teatru de pe strada mare de la Pitești. Urmă erau cinematografe, erau 3 cinematografe și... Noi când eram acolo ne duceam la cinematograf și mai veneam și de la Stolici la cinematograf. Deci era clădirea tribunalului, care și acum e foarte frumoasă, și toate clădirile care erau din jur și care aveau aspect de oraș mai mare, mai important. Aveam biserici, biserica Sfântul Nicolae cu turn și cu ceasul, care era în mijlocul străzii, adică unde se întâlnea strada mare cu strada Domnița Balașa, care a fost dărâmată. Ceasul se găsește la muzeu însă. Și care era o biserică interesantă, foarte interesantă. Mai întâi că domina orașul cu turnul ăla care se vede de departe, după aceea clopotul respectiv al ceasului se auzea peste tot și era un loc de randevu acolo. Ne întâlnim la biserica cu ceas. Ați avut randevu la biserica cu ceas? Păi dacă ne întâlneam... părinții cu noi, când ne lăsa, ne ducem și ne întâlnim la biserica cu ceas. Așa era. Cu tinerii, de seama dumneavoastră, relaționați sau mai puțin? Puțin, că stăteam puțin. Puțin. Stăteam puțin acolo. Pe urmă era, pe strada mare, o cofetărie foarte mare, cofetăria lui Bărănescu, care era echivalentul cofetăriei Capșa de aici, de toată lumea bună se ducea. El era un cofetar de mare calitate și avea o sucursală la Craiova. Cofetăria lui era foarte importantă, dar aici a fost importantă și este citat în istoria orașului, a avut un rol important, Minulescu vorbește despre ea, adică nu era o glumă. Deci iată, din ceea ce ne rememorați acum, înțeleg că n-aveți niciun regret pentru faptul că n-ați crescut, că prin descendență ați fi putut să creșteți lângă familia regală, e clar, că ați fi putut să fiți foarte aproape e, de... Da, mai puțin, da. Da. Totuși, erați... Sigur că, dar bunica deci n-aveți niciun regret că totuși n-ați fost apropiat? Nu, eu m-am simțit foarte bine. Am trăit foarte bine și la Pitești mai era Trivalea. Acolo era un loc de socializare. Acolo veneau toți tinerii... N-aveai voie să mergi cu mașina decât erau spații care erau rezervate numai pentru pietoni, erau pavilioanele acelea de lemn, dar nu știu dacă mai sunt. Era mai și un chioșc. Așa o amintire a lor. Era un pavilion de lemn, pe urmă era un chioșc unde tinerii veneau cu patefoanele, puneau patefoanele, dansau acolo, deși peste drum era mănăstirea. Cert că aveți amintiri foarte frumoase. Da, dar da. V-am întrerupt. Mi-ați spus că n-ați regretat niciodată că n-ați stat în perioada adolescenței în Bucureștiul interbelic? Nu, chiar mi-am zis că noi 2 luni pe an veneam. Stăteam fie la București, mergeam la mare, la Eforie și mergeam la munte, la Sinaia. Și acolo luam contact cu toată generația noastră. Înțeleg. Din păcate, cele mai multe dintre obiectele personale ale familiei de undeva, de la Stolnici, au dispărut. Da, au fost distruse. Au fost luate, arse, distruse. Cărțile au fost arse și de cărți este păcat, fiindcă erau cărți de mare valoare. Aveați o bibliotecă foarte mare. Foarte mare, da, o bibliotecă foarte mare și cunoscută și au distrus tot. Da, asta este. Au distrus de asemenea, și picturile dumneavoastră de familie, aveați colecții de pictori valoroși. Au avut și portrete de familie și portrete vechi, de prin Austria, de până în Franța, familiei din Mont de Beaufort, toate le-au ars. Și au ars și tablourile
de valoare, pentru că nu știu, au furat ramele. Despre ce perioadă vorbim? De exact după 1940 și 1950, ce perioadă ziceți că au dispărut toate? În 49. În 49. S-au luat și au dispărut. Majoritatea au fost arse. Asta a fost. Când ați revenit la Stolnici, după perioada în care ați plecat de acolo? Am mai revenit, cred, când au început ritualul acela al fiilor satului. Adică câțiva zeci de ani n-ați mai fost? Cum? Câțiva zeci de ani n-ați mai fost? Da, n-am mai fost. Păi n-aveam ce căuta. Și cum a fost impactul? Când v-ați întors totuși într-un loc schimbat? Era totul schimbat. Începuse deja dispariția tradițiilor rurale, urbanizarea aceasta a satelor. Era altă ceva. Pe cine mai aveți acum, domnule academician, în Stolnici? Păi în Stolnici, practic, am numai fost niște fiind de-ai mei și familiile lor. Și fiindii mei se ocupă de moara pe care o am acolo. Și mă mai duc pe la ei mai vin pe la mine, așa că legătura aceasta există. Am remarcat faptul că la aniversarea dumneavoastră, pot să o numesc așa, de la Stolnici, ați fost extrem de emoționat. Poate mai emoționat ca toată ziua, în momentul în care ați văzut cum vă primește satul, reprezentanții satului, acolo. Da, ei m-au primit totdeauna bine și chiar în perioada când... Sunt oameni care vă cunosc din povești numai. Da, dar veneau și în perioada comunistă, veneau aici. Nu uitați că eu am făcut medicină. Și ori de câte ori erau bolnavi, veneau pe la mine, pe aici. Stolniceni. Au venit tot timpul au venit. Asta, au păstrat legătura asta paternalistă, veneau, îi îngrijeam sau îi trimiteam unde trebuie să fie îngrijiți. Așa că am păstrat legătura cu oamenii. Deci asta spuneam că v-a impresionat cel mai mult de ziua dumneavoastră sărbătorită în Argeș, faptul că cei mai simpli dintre ei au venit cu un număr foarte mare să mă vadă acolo. Ei, n-au putut să vie toți pentru că erau la câmp. Munca câmp, totuși. Erau la câmp. Și le-ați făcut cadou pictura pe care ați primit-o. Da. Ați făcut cadou stolnicenilor. Da, da. Care va ajunge în primărie. Păi cred că în primărie. E clar că în primărie. Da, da. Domnule academician, vă spun academician, e sigur că astăzi am făcut un interviu strict legat de amintirile dumneavoastră despre Arce și amintiri pe care le așteptăm în ceea ce ați promis în următorii ani, înțeleg, cu tinerețea, cu copilăria și adolescența dumneavoastră în Argeș. Aveți un regret legat de perioada respectivă? Păi am regret că n-am mai continuat. Adică puteam să rămâi, dacă nu venea sistemul comunist, rămâneam. Da, și făceam vacanțele acolo, mergeam acolo, aveam casa acolo. Păseam o altă legătură cu satul respectiv. Și satul ar fi avut-o cu tot o altă evoluție. Da, este clar. Asta e absolut altă evoluție cu satele europene. M-a frapat o comparație pe care ați făcut-o la Pitești cu ceva timp în urmă, când ați spus că într-o vizită personală pe care ați făcut-o la Viena. Asta în 36. În 36-37 ați rămas surprins de faptul că București era un oraș mult mai frumos, mai cochet din punct de vedere uman, da. Bine, clădire decât nu Viena, compară. Iată ce vorbim. Da, așa era. Deci dumneavoastră ați trăit practic în două lumi. Ați trăit universul frumos al perioade interbelice românești cu toată dezvoltarea și toată frumusețea și bogăția lui. Cele două regimuri comuniste diferite. Ale Gheorghiu Dej și ale Ceaușescu, totul diferite. Și formă perioada asta noastră de acum, așa este tranziție. Și haideți să încheiem totuși într-un mod optimist acest interviu. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră România, plecând de la faptul că în perioada interbelică v-a plăcut cum arăta Bucureștiul față de Viena, cum credeți că vom evolua și noi? Vom evolua, pentru că românul este creator în privința asta. Totdeauna s-a redeșteptat. Nu uitați că noi în câteva zeci de ani am trecut de la un oraș post-medieval, primitiv, cum era pe vremea Fanariotă și imediat după aceea, la un oraș de tip occidental. La sfârșitul secolului al XIX era Bucureștiul, semăna în centru cu Paris. Nu numai prin clădirile respective, stilul de viață, strada, îmbrăcămintea, prăvăliile, spectacolele. Deci și acum. Dar cum trecem peste decadența morală, totuși?
Asta e greu de prevăzut, dar cred că generațiile noi încetul cu încet o să obișnuiască cu ideea că e mai bine să-ți câștigi existența cu mijloacele normale, legale, decât prin mijloacele astea ilegale, care până la urmă tot te trag în jos. Iată, da, gena optimistă a unui... Nu, sunt convins că lucrurile... Ieri am avut o discuție, la o întreprindere, m-au chemat acolo, dar în altă calificare, pentru marketing, pentru nu știu, erau cel puțin 50 de tineri, absolut toți de primă calitate. De primă calitate și ca aspect, și ca conversație, și ca întrebări puse, și ca mentalitate. Așa că, până mă văd la studenții mei, nu? Cel puțin 15% sunt de mare calitate. Ăștia vor ridica țara și o vor scoate din zona asta mai dezagreabilă de astăzi. Domnule academician, domnule profesor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru interviul pe care ni l-ați acordat. Vă așteptăm la sărbătorile Argeșului și Mușcelului, unde știu că sunteți cetățean de onoare, sunteți fiu al Argeșului și Mușcelului și cetățean de onoare, spuneam, și că în fiecare an, la sfârșitul august, începutul septembrie, vă așteptăm acasă. Vă mulțumim!